Iată, o am aici pe Ioana Costache, o veche cunoștință de-a noastră, de-a dumneavoastră, stimați telespectatori, care de fiecare dată când este invitată, răspunde cu multă amabilitate și spune: da, domnul Mircea, am să vin și în această emisiune, pentru că... Pentru că? Pentru că am fost liberă astăzi. Doar atât? Și pentru că îmi place să vin în emisiunea dumneavoastră. Asta vreau să spui. Am vrut să fac așa un pic de, un pic de paranteză, un suspans. Bineînțeles că mi-e tare drag să vin la Inedit TV. Mi-e tare drag să vin în acest local, Alba. Da. Eu am avut multe evenimente pe aici. Să-i mulțumim domnului Lucăreanu, doamnei Lucăreanu. Doamna Lucăreanu și domnul, bineînțeles, noi ne cunoaștem și mă știu și dânsii, da, multă sănătate și le mulțumim aici. Foarte mult că ne-au găzduit aici să facem emisiunile noastre frumoase. E mare lucru acest fapt că fapt. Ne găzduiesc, da, aici, exact. Sigur că da. Ce să spun, eu pup. Ce ai mai făcut în ultima vreme? Păi în ultima vreme, în afară de evenimente, chiar aseară am fost la studio și am mai... Înregistrat ceva. Da. Dar nu e gata. Ba da, sunt gata. Una din ele o să o... Înseamnă în seară, că... În seara asta. Înseamnă bineînțeles, că... sunt cover, nu sunt ale mele. Înseamnă că într-un viitor foarte apropiat vei fi din nou aici, lângă dragii noștri. Cu mare drag, cu mare... Bineînțeles, știi, nu? Ce piesă ne-ai adus asta? Am zis două piese frumoase. Două piese personale. Pe care le vei cânta... Da, aici. Dar prima piesă cum se numește? Mai treceți copii pe acasă. Mai treceți copii pe acasă, dragi telespectatori, o piesă pe care o dedicăm tuturor părinților și copiilor și părinților care sunt plecați mai aproape sau mai departe de casă. Așadar, vă las în minutele următoare, dragi prieteni, alături de Ioana Costache și cântecul său. De-aș putea le-aș face scrum, că mă țin numai pe drum. Cam doi copii lași pe lume și-au plecat de lângă mine. Și aștept seară de seară cu mult dor în inimioară. Copii acasă aveam inima voioasă, cu dragostea vă veleam, cu cântecul vă dormeam. Chiar din plângea sufletul, vă dormeam cu cântecul, mă. Dar acum n-am pe cine, aș pleca de lângă mine. Treceți copii pe acasă, să mai stau cu voi la masă, că vreau să vă povestesc, să știți și voi cum trăiesc, mă. Mai că să veniți cu toții, să-mi aduceți și nepoții, să-mi strâng cu drag în brață, când mai sunt mai că în viață. Mă